S-a încheiat licitația pentru desemnarea unui constructor care să repare podul de fier din Lugoj, considerat o emblemă a orașului. O singură firmă și-a depus oferta, care în momentul de față se află în procedura de evaluare. Dacă îndeplinește toate condițiile, lucrările sunt programate să înceapă în luna iunie și vor dura circa 10 luni de zile. Traficul va fi blocat, dar nu pe toată această perioadă. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini și are o valoare de 11,2 milioane de lei fără TVA. Cuprinde nu doar reabilitarea structurală a podului, ci și restaurarea celor patru clădiri anexă, precum și implementarea unui sistem de iluminat arhitectural și refacerea instalațiilor existente. Podul de fier inaugurat în 1902 a devenit o parte integrantă a peisajului urban al Lugozului, în ultimele decenii însă a suferit degradări accentuate.